Echipa feminină de volei CSM Constanța are două noi jucătoare, Maria Știrbu și Bianca Manolac, sunt noile achiziții care vor întări lotul Constanțencelor. Maria Știrbu este componenta echipei naționale Under-17 a României, cu care a jucat în campania de calificare din Turcia pentru campionatul european. Totodată tânăra jucătoare a debutat în tricoul CSM în partida cu CSM București, care s-a încheiat cu victoria Constanțencelor. Bianca Manolach este în echipa CSM Constanța de la începutul anului și deja a bifat două meciuri pentru formația de pe litoral, la care a contribuit cu 6 puncte. CSM Constanța va disputa următorul meci tot pe teren propriu, sâmbătă, 18 februarie, de la ora 13 cu ACS Sport plus Brăila.